Bună seara! Eu o să vă spun o poveste simplă. Nu o să vă spun poveste despre artă, nu o să vă spun nimic despre fotografiile de pe pereți, o să vă spun o poveste despre oameni. Eu cred că fotografia e o călătorie și de ceva vreme mă ocup să predau la o școală de fotografie și am avut norocul la un moment dat să întâlnesc niște oameni. Andrei Focularu, Sorin Bejenaru, Irina Bejenaru, Dana Dociu, dar mai sunt oameni aici, Maria Cudnaru, Alma Ghiulea, care sunt pe pereți și o grămadă dintre cei care au fost la școală îmi sunt astăzi foarte apropiați. Dar o să vorbesc în principal despre vinovații din seara asta, despre cei patru membri fondatori ai Asociației Naționale pentru Arte Vizuale Contemporane, Andrei, Sorin, Dana și George, pentru că ei au inițiat acest proiect. Nu e o împlinire mai mare pentru un învățător decât să-și vadă elevii că au aripi și că zboară, că îl depășesc și că îl trag după el. Astăzi, deși le-am fost profesor la școala de fotografie, sunt unul dintre cei care expun pe perete o fotografie. Și credeți-mă, în viața mea de fotograf am avut de puține ori satisfacție atât de mare. Sunt participa, am înțeles că majoritatea sunt din România, dar sunt și din alte 5 țări. Din Elveția, din Germania, din Ungaria, Austria. Deci e o participare internațională, se poate spune. Încă o dată, o galerie ca asta dovedește că o inițiativă privată este de multe ori mai eficientă decât o acțiune a statului sau chiar a Uniunii Artiștilor Plastici. Eu sunt și aici nu reprezint Uniunea Artiștilor Plastici, dar sunt implicat în administrarea Uniunii Artiștilor Plastici și avem mari dificultăți în funcționarea Uniunii, pentru că acolo avem o grămadă de membri care unii sunt mai buni, alții sunt mai răi și niciodată nu știm cum să împăcăm lucrurile. O astfel de galerie se selectează de la bun început artiștii cu care lucrează și cu care nu dorește să lucreze, nu lucrează. E simplu. Deci e laudabilă inițiativa și faptul că se organizează ca asociație și sper să funcționeze și să apară cât mai multe astfel de variante care să promoveze arta românească și arta străină în România. Deci, în primul rând, mă numesc George Medauar, membru fondator al Asociației Naționale pentru Arte Vizuale Contemporane. În calitate de președinte, vă urez un bun venit la acest vernisaj, care marchează un an de la deschiderea porții Spațiului Cultural Gallery. Am făcut un an, asta e. Așa cum v-am promis la evenimentul de deschidere RED, citindu-l pe Lucian Blagă, orice început se vrea pe cum. Astăzi culegem roadele primul an. Este o mare bucurie pentru noi să vă revedem pe unii dintre voi, dar și este o plăcere să avem printre noi persoane care se află pentru prima dată în spațiul Cultural Gallery. Și sunt convins că o să ne vedem și mai des. Spațiul Cultural Gallery s-a dorit să fie un hub cultural și în loc de întâlnirea prietenilor altor vizuale. Prezența dumneavoastră la acest moment aniversar este un prilej de satisfacție și în același timp ne obligă să continuăm cu și mai mare pasiune acest demers cultural. Evenimentul nostru aniversar, ce spune domnul Fur, este ultramarin, cum ați văzut cu toți. Ultramarin este cea mai pură nuanță de albastru, simbolizând calm, spiritualitate și înțelepciune. Dar cuvântul ultramarin, numele provine din limba latină, ultramarinus, adică dincolo de măr. Asta datorită importului de alpimentului din Afganistan în secolul XIV-XV prin negustorul Italiei la vremea respectivă. Ultramarin a fost cel mai bun, dar și cel mai scump pigment folosit de pictori în perioada Renașterii. Mai ales a fost adesea ori folosit în picturile pe hainele Sfânte Marie și a simbolizat puritatea, sacritatea și umilința. A rămas cel mai scump pigment, mai ales pentru pictor, până în 1826, când a fost produs sintetic.